Ei pot să alerge, să zboare, adoră când sunt imitați și urăsc culoarea roșie. Și deși nu prea au multă minte, probleme pot să facă ușor. Astăzi ne vom uita la curcani îndrăzneți, iuți și neînfricați în acțiune. Așa că pune un like și să începem! Asta e vocea unui curcan chipeș în floarea vârstei și arată el remarcabil. Un corp masiv acoperit cu pene care joacă în diferite culori. O coadă uriașă evantai, un cap de mărimi mici, deseori de culoare albastră și un colier roșu la gât. Deși există multe specii de curcan și reprezentanții pot să fie destul de diferiți unii de alții, este a doua pasăre la capitolul mărimi după struți. Greutatea unui curcan matur poate ajunge la 35 de kg, în timp ce femelele la 11 kg. Aceste păsări sunt înarmate destul de bine. Datorită dimensiunilor impresionante, curcanii au niște labe mari cu gheare puternice. Nici ciocul lor nu pare un instrument plăcut, necătând la faptul că e o femelă. Curcanii sunt foarte îndrăzneți și se vor lupta cu plăcere pentru titlul de rege al curții. De exemplu, chiar și niște curcani tineri pot alunga un cocoș, fiindcă sunt vizibil mai mari. Chiar și un pui de curcan arată destul de bine într-o luptă cu cocoșul. Iar aici, femela cu o singură lovitură l-a alungat pe acest soț al găinei. Nici gâștele nu pot să li se opună. Întregul grup de curcani acționează ca un singur organism, așa că gâștelor nu le rămâne nimic decât să se retragă. Păunul și el este incapabil să facă ceva. Curcanul arată mai avantajos în această luptă cu ruda sa. Chiar și între ei, curcanii sunt obișnuiți să rezolve problemele prin agresiune și arată asta spectaculos. Ei își pufăie coada și se atacă unii pe alții cu ghearele puternice, iar alteori se prind în luptă cu ciocurile. La lupte de genul ăsta pot să se alăture 3-4 indivizi deodată. În general, mi se pare că le place să se certe. Dacă în grup pornește o luptă, toți curcanii pot să se bată între ei. Unii însă acționează mai interesant. Aceștia sunt 3 frați, unul dintre ei este masculul dominant. Ceilalți 2 frați nu încearcă să-l atace, ci se țin aproape de el, fiindcă pe aproape se află multe femele pe care pot să le cucerească între ei. Uitați-vă ce băieți chipeși! Situația se schimbă când la orizont apar curcani străini. Frații merg să-și apere doamnele. E ca un fel de western. În atac nu se aruncă toți, ci frații care sunt de rang inferior. Masculul principal își face treaba în liniște cât nimeni nu-l încurcă. Natura este foarte interesantă. Curcanelor în general le place să se italeze în fața doamnelor și mereu își desfășoară coada. Frumusețe adaugă și mucul cărnos de pe cioc, care în perioada excitării ajunge la 15 cm. Cu cât e mai mare, cu atât e mai simpatic cavalerul. Curcanul o va apăra pe aleasa sa de toți și câinele ar trebui să se țină mai departe, chiar și unul atât de calm. Curcanul nu se va calma până nu-l va alunga de la domnișoare și nu este un caz unic, iar acestui curcan se pare că i-a plăcut fata și a decis să o curteze. Doar uitați-vă ce insistent este, doar că fata se pare că nu e prea fericită de așa pretendent la inima ei și nu mai știe cum să scape de el. În timpul momentului de pasiune pot să le traumeze pe femeile. Uneori se întâmplă și așa ceva. În general, acești gangsteri nu prea iubesc oamenii, așa că, în toate cazurile posibile, își arată superioritatea. Mai bine este să nu vă întoarceți cu spatele la ei. Săracul fermier! Niciun băț nu îi oprește mereu pe acești tipi obraznici. Dacă vă veți întinde undeva pe teritoriul lor, curcanul neapărat va veni să vorbească cu voi.
Atrageți atenția cum femela se ascunde în spatele lui. Uneori, ei pot să urmărească un om și să fugi de așa pasăre enervantă nu e chiar așa ușor. Curcanii aleargă foarte rapid și pot ataca de salt. În America de Nord, mulți oameni suferă din cauza acestor păsări. Îl ajută doar un băț lung și nu mereu. Ei pot să atace chiar și o mașină, fără probleme. Uitați-vă ce fac păsările cu o mașină nouă, de culoare neagră. Puțin probabil că stăpânul ei va fi fericit să vadă asta. Chiar dacă veți încerca să plecați, curcanul va fugi și va ataca din mers. Deci, mai bine este să nu vă luați de ei. Curcanii pot iată așa să iasă pe drum și să oprească o mașină. Probabil că e un vechi cunoscut care le-e dator cu bani. De altfel, nu pot explica furia lor. Acest video descrie în cel mai bun mod temperamentul curcanelor. Fiți de acord, îi stă foarte bine cu un scut și o sabie. Iată încă câțiva războinici curcani care pot ataca chiar și un polițist. Și oamenii legii sunt nevoiți să fugă de asemenea armată. Dar uneori curcanii pot să respecte unele persoane și să se salute cu așa căldură. Ce ține de inamici, în afară de om, practic nu au alții. Oamenii adoră să-i vâneze și îi capturează cu ajutorul slăbiciunii lor, dragostea față de femele. Curcanul nu poate înțelege că alături se află o domnișoară de plastic. Dar iată că reacția rapidă poate să-i salveze chiar și de la adversarii naturali, vulturul. Femela sare în sus și vulturul ratează, iar prada fuge repede de acolo. Deși curcanii sălbatici sunt capabili să zboare și să se urce în copaci, căci sunt mai subțiri decât rudele lor domestice. Iar acești curcani au simțit pericolul, au plecat în liniște lăsându-l pe coyotul flămând cu manechinul de plastic. Iată atât de neînfricați s-au dovedit a fi curcanii. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de curcani? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!